În ultima perioadă, în cadrul patrulărilor zilnice din teren, s-a constatat o prezență mai mare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Timișoara. Polițiștii locali au în vedere permanent acest fenomen, acționând zilnic în tot orașul. Doar în ultima săptămână au fost depistați 84 de cerșetori, 78 fiind predați Centrului Sfântul Francisc din cadrul Direcției de Asistență Socială Timișoara, iar alte șase persoane cu minori au fost predate Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Timiș. Din păcate, așa cum am mai prezentat și cu alte ocazii, Singura măsură care poate fi luată de către polițiștii locali este sancționarea cu amenzi pe care nu le plătesc și predarea către centrele sociale menționate care nu au însă pârghile legale de a-i obliga să rămână în cadrul acestor centre, deși aici li se oferă hrană, îmbrăcăminte, toate condițiile unui trai decent, transmit reprezentanții instituției. Poliția locală Timișoara face apel din nou către cetățeni să nu le ofere bani. Polițiștii locali vor acționa în continuare pentru luarea măsurilor legale, dar fără sprijinul populației acest fenomen nu poate fi diminuat.